Ceau, îmi place să mănânc aici. Astăzi o să gustăm un pic din domnul Ionuț Lenghel. Da, azi o să ne uităm la clipuri care l-au făcut pe domnul Îmi place să mănânc faimos. E trendul ăsta pe YouTube-ul mai mult străin. Tot așa, clipuri care au făcut anumiți YouTuberi, anumite persoane faimoase. Și am zis să fac și eu asta pe personalități românești. Deci dacă vreți să mai vedeți videouri de genul, spuneți-mi în comentarii cu ce alți YouTuberi sau alte celebrități să mai fac. Ceau, îmi place să mănânc aici. Ceau, îmi place să mănânc aici. Astăzi o să mă cazez la cel mai scump hotel din Oradea, e Hiltonul. Foarte practic, bine. Hotelul mai de corporatiști, full stack developeri, director de agenții. După cum vedeți, m-am îmbrăcat și eu ca un corporatist în vacanță. Tricou alb, pantaloni deschiși la culoare și dintr-un material mai interesant și Adidas deschiși la culoare. Ce notă dați la acel outfit? Mi-am parcat mașina acolo, că am zis că nu intram în parcare la ei să o pun lângă un McLaren sau Ferrari sau mai știu eu ce nebunie au ei în parcări. Bă, mie mi s-ar fi părut flexul total să-și pună janghina aia de Nu, să-și pună mașinița lângă supercarurile alea. Că na, arată destul de ciudat. Eu am Polo din 2002. Bun, mi-am luat plasa pe care scrie Oșan, unde mi-am pus niște haine. Ce? N-avea un ghiozdan? Mamă, cum... Ce se plimbă sunetul din urechea mea dreaptă în urechea mea stângă. Asta e atunci când... Wow! Asta e când... Bă, ideea a fost... Bine, nici ideea n-a fost. El își luase Coca-Cola Zero și a vrut să pună zahăr ca să facă Coca-Cola normală. Nebun! Bă, ești nebun? Trebuie să iau asta. Așa. Dați-mi atunci două... Mi-am dat seama inițial ce s-a întâmplat. Dați-mi atunci două pizza musai. Așa. Și mai ce? Aia ar veni 120 de lei, puteți pune sucuri de 3... Mama dracu, pizza musai de 120 de lei, ce dracu are pe ea? Puteți pune sucuri de 30 de lei sau nu aveți sucuri sau apă plată? Ok, puneți până la 150 de lei cola sau Pepsi dacă aveți. Dar puneți și o apă plată, vă rog. A zis cum să mai scape de taxe și a luat suc pentru încă o săptămână. Bine, pentru el cred că sucul ăla e pentru o zi. Negru, galben, alb. Super, mai rar așa ceva. Iar ăsta te Pepsi. Pepsi normal. Pepsi? Aoleu. E stricat, să nu știu ce. E stricat. Pepsi Max. Și ăsta. Fără calorii, ai, de la zero. Așa, mărnie. Eu am crezut că e Pepsi normal, uitați-o. Fără calorii, de la zero. Pune zahăr. Bă, ce țeapă mi-am luat ăsta? Dar măcar îl am pe ăsta, ok. E călșeană. Omul a și mirosit. Ce-ar fi trebuit să simte la miros? Că nu miroase zahăr? Bă, dar nu scrie, ar trebui să scrie mai mare pe el. Pepsi Zero. Dar nu vezi așa unde mi-e, acolo scrie Max, dar nu vezi nimic. Cei mai mulți oameni caută să bea sucuri fără calorii. Îmi place să mănânc invers. Altceva. Îmi plătăresc gura cu ăsta. Mi-a rămas gustul ăla. Nasol de la. Practic ce o să fac, o să comand așa random, adică aleatoriu de la un restaurant. Și aici stăche restaurantele. Stați că deschidem consola în pac. Așa s-a deschis. Se vede că a fost corporatist. Opa, opa, nu m-au. Așa. După aia băgăm un cod ăsta de full stack developer senior de minim 3000 de euro lunar. Fiți atenți. Hai să mânc așa de la mijloc. Bă, dar voiam să vă ce-i pică. De la mijloc sunt cam toate chestiile. Merge și porumbul iar. Bă, deci mă jur că IQ-ul îmi place să mânc, e absolut neîntrecut. Hai să punem smântână cât trebuie. Tot trebuie. Mamă, mi-a făcut foame. No, bun, atunci hai că le zic dacă pot să mi le pună la pachet și așteptăm desertul. 5 minutes later. Deci vă fiți atenți că m-am oprit aici la pădurea asta să-mi trag răsuflarea și când intru acolo nu mă aud leu. Că bate cineva și m-am sfăreat că stăteau acolo în tufele alea. Cuțu, cuțu, dar hai că le dau sărmăluțele la cuțu, cățăluș. Stai și veni ce armei. Bă, 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 numai ușor. Ce uite, bă! Bă!
Mamă, ea n-au mai mâncat de când s-au născut. Hai că mai este, nu băgați așa unul după altul. Stați numai că este destul, nu vă grăbiți așa. Mamă, păi câinii ăia au mâncat mai bine ca mine. Ce tentaculare asta, mă? Ce e aia? Prins tentaculul. Nu știu că mere capul în apă. Mamă, se întoarce. Dar cu capul în sticla asta, că am crezut că nu-i sticla cine. Că nu se vede. Acolo-i sticla. Mamă, ești pe... Bă, nici eu nu mi-am dat... Bine, eu văd prin cameră, dar... Totuși, dacă nu-i rămânea urma capului, îmi place să mănânc, nici măcar nu dădeam seama. Da-ți-vă. Că a rămas urma încă, de la cap. Că mă gândeam cum intru și pe partea asta, vin și de încolo. Da, îmi pancetă pe margine. Ăsta trebuie să fie clipul meu preferat, deci mă jur. Da, îmi pancetă pe margine. Îți seama să fii atât de încântat de ceva, încât să încep să vorbești, nici nu știu ce să zic, altă limbă, dar nici măcar limba umană. Așa, 2, 3, workout program cu... 4, îmi place să mănânc. 5, 6, bă, hai bă, că faci niște flotări. Bă, sincer, bine, loc am omorât, dar le-a făcut și corect. Deci becul ăla pur și simplu n-ai cum îl stânge. Trebuie să fac ceva să-l rezolv. Hai să vedem ce facem. Ăsta. No, luăm chiloți ăștia. Bă, am mers. Hai. Am mers. Sper să nu ia foc chiloți aceea. Ceva în genul. Și am dacă închid tot. Să închide fain frumos, dar. În Anglia, bă, era un negru acolo. Era un... ce a spus? Ce a spus? Cancel, îmi place să mănânc. A spus cuvântul cu N. Era un... era un alb foarte închis acolo. Nu, a dres-o. Cream că se scoată așa urmă. Mamă, ce pucnit. Stai să nu se... Să rupe scaunul dacă mă încorc prea tare. Hai să... Chiar hai să... Fi... No, gata, dai quando cu... Îmi place. Bă, da, pocnește rău omul ăsta. Stai semn să nu beau apă. Nu mai bea cola, nu dai un exemplu de urmat. Păi de-aia beau Pepsi, nu? Numai Pepsi. Așa, comeback. Și energizante. Da? Ai prieteni, zice, n-am pe nimeni pe lumea asta. Singur, singurel. Of. Și când mă duc la caserie la Kaufland și vreau să fac cunoștință cu casierii, cheamă ea ăștia nepaznici să mă dea afară. Te înțeleg. De ce nu citești comentariile? Dar, uite, de exemplu, hai să le citesc. Când ne prezinți iubita ta? No. Ce calculator ai? Păi spune, ce calculator ai? Nu zic amuc, dar... Tot aceeași, asta cu calculatorul de la începutul live-ului, știi, tăt, ce calculator ai? Dacă e curios. Dar unde s-a dus, mă, de să... A scăpat-o în gaura neagră. Deci soarele răzbate pe la marginea ferestrei, izbindu-se de colțul camerei. E încă puțin întuneric, dar frigul ce se așternuse în timpul nopții începe să dispară. Ce romantic. O respirație subțire se aude de sub pătură, iar un freamă dă de gol șaorma ce se odihnește să ia. Bă, dar e foarte fain, mă. Cu un căscat șaorma... Destul de confuz. El a făcut asta sau altcineva a făcut asta și el citește acum? Veșmântul de aluminiu se frânge ușor după o noapte grea de somn. Camera încă miroase a sos de usturoi rânced, iar cartofii din șaormă încep să se ofilească încet.
E timpul pentru o nouă zi, e vremea pentru o nouă aventură. Bă, dar mănâncu, nu mai lăsa să trăiască și urma aia, mănâncu. Wow! Bă, ce fac? Bă, ce m-a speriat! Wow! Și cartoful ăla s-a speriat, s-a plictisit, a zis, nu mai vreau. M-am plecat. Wow! Bă, ce fac aici, mă? Sunt așa tare. Dați-vă câte calorii rămân aici. Vreo 500 deja. Pe mănâncule. 1300 minus 500, 800. 300, 1100. Mai băgăm 500 cu Nutella. 1600. Ce calcule nebune. 1000, cât am zis? 1300, 800, 500, 1000. Cât e, mă? 500, nu, 800, cu 300, 1100, cu 500, 1600. Mintea lui îmi place să mănânc de corporatist. Mă, ăsta n-am mai mâncat șaorme și Pepsi de mult. Nimă, iară mă... No, bine, hai că v-am lăsat. Dar ce a pus o melodie cu copyright? Adică tocmai a pierdut toți banii de pe video. Dar știți cine n-a pierdut banii de pe acest video? Eu, pentru că nu fac niciun ban pe canalul ăsta. Așa că dați și voi like, subscribe ca să mănânc și eu.